Bună seara! M-am gândit pentru că din păcate sunt foarte mulți oameni afectați de anumite boli care se pot rezolva foarte ușor și care sunt destul de traumatizante. Să vorbim, să facem o succesiune de emisiuni și despre boli. Și astăzi să începem cu o boală care este destul de frecventă, și anume astmul. Și este astmul. Și o să vorbesc din punct de vedere energetic. Am și eu o... Pe mine nu mă interesează și nici nu o să mă intereseze foarte mult părerea medicinii, pentru că mi-am dat seama că e foarte pe lângă și mă vezi numai părării acolo. Din punct de vedere energetic, se întâmplă următorul fenomen în astm. Asta este piața inimii și, implicit, sufletul. Asta tot un pic, atunci îl punem așa ca să scăpăm de el. Și aici avem sufletul. Și asta e piața inimii. Ce se întâmplă în asp? În asp există o energie ca un nor mare negru. Vreau să spun că norul ăsta mare negru poate să aibă kilometri. Adică îți vine omul la tine în cabinet și coada lui e la Big Bercel. Și acest nor vine și intră pe chakra inimii, urcă în sus pe canal și blochează canalul și inclusiv chakra gâtului. Și așa apare criza de astm. Se produce un spasm al mușchilor și apar sufocări, etc. Vreau să vă spun că eu nu vorbesc din cărți, eu vorbesc din practică și din terapie. Cel mai grav caz, am avut un băiețel. Mi l-a dus mama lui din Statele Unite. Copilul ăsta, când făcea criză de astm și făcea cam o dată la 2 săptămâni, dacă nu mai frecvent, ajungea în urgență, perfuzii, toate. Problema lui care era? Tatălui era musulman, mi se pare, și avea o karmă foarte grea. Bun. Energia care venea de pe karma tatălui cădea pe copii și automat îi bloca chakra inimii. Evident, asta se face pe principiul rezonanței. Este clar că și omul respectiv are o problemă legată de iubire, legată de suflet. Și atunci, norul ăsta negru penetrează toate câmpurile energetice. Câmpurile astea sunt câmpuri protectoare. Da? Câmpurile noastre create de centri energetici. Sunt 7 câmpuri. Deci toate astea sunt protectoare. Nu mai fac 7, mă fixez. Ei, în momentul în care ne scade această protecție divină, dintr-o anumită cauză, de stres, de proastă alimentație, că ești neodihnit, că norul ăsta energetic karmic vine și îți impresionează sufletul. Cum se rezolvă problema? Să știți că problema se rezolvă foarte simplu. Și te dau un exemplu exact ca la blestem. Pur și simplu. Când norul ăsta este foarte mare, îl sparg din interior. Cum îl sparg din interior? Fost e simbolul. Cruce. Dai cum e usui. Da? Șocurei, Sedechi, M61, toate simbolele pe care știu. Zona, Halu, Hat, Rama, Gnoza, Iava, Shanti, da? Kriya. Fac toate simbolele pe care le știu. O să vă zic și alte simboluri. Simbolul din ascensie, Omentatron. Simbolul de putere din, mă rog, de la Metatron. O să mai folosesc Crucea Sfântului Ilie. Multe. Crucea Sfântului Andrei. Toate astea. Astea sunt simboluri care conectează la intenții spirituale. În momentul să fie să spargă norul ăsta și după aceea încep să-i spargă în mai multe educații. Deci, în ceea ce privește astmul, nu am un astmul, atacul de panică, să zic că au aceeași componentă și aceeași formă de manifestare. Un nor negru care impresionează chakra inimii sau sufletul. În momentul în care norul ăsta negru se distruge, boala dispare. Da? Evident, ce poate ajuta în treaba asta? 1. Rugăciune. Că e făcută de cel care e bolnav, că e făcută de părinți, frați, post negru. Masuri. Dezlegări.
pelerinaje. Că e vorba de Monumentul Sfânt, că e vorba de Arsenie Popa, că e vorba de Arsenie Papacel, că e Măicuța Veronica. Măicuța Veronica e de cer 10 la Galați. Deci simplu fapt de a ajunge acolo e ca și cum te duci la Arsenie Popa. Pelerinaje. Da? Terapie de grup Reiki. Da? Ce mai pot să fac? Sport. Mă rog, sportul de obicei, din cauza că scad câmpul de amplifică. Deci, pe moment nu sportul. Ce mai pot să folosesc? Meloterapie. Cromoterapie. Uleiuri esențiale. De ce? Pe simplu fapt de a folosi ulei esențiale de vibrații mare, blochează centrul ăsta energetic și nu mai poate să intre Domnul. Deci nu rezolvă problema, dar încetinește intrarea energiei respective în chakra inimii. Acupunctura. Da. Evident. Eu nu sunt împotriva să folosesc și medicina, sunt și medicamente. Deci pe perioada de formă acută, evident că sunt bune medicamentele. N-am nimic. Deci medicina clasică, clar. Pentru că dacă omul respectiv este în criză de astăzi, până nu îi se dă puful și mai știu eu ce ăsta, îți moare până te apuci să citești moliftele. Da? Rugăciunea aici, de la psaltire, liturghii, rugăciunea de la miezul nopții, toate astea. Și atunci, efectiv, se lucrează cu eliminată energia asta. Dacă este energia mai mică, evident că poți să o vizualizezi în lumină și să o sublimezi în lumină. Dar, de obicei, astmul este cauzat de o energie negativă mare, normală, care durează până este anihilat, câteodată chiar luni în terapie. Dar pot să vă spun copilul respectiv la ora actuală, nu mai știe ce e criza de asta. Asta pot să vă spun. Iar oamenii m-au sunat din stradă rândă să-mi spună după vreo 4 săptămâni și să-mi spună mi-a fost frică să te sun, să nu cumva să revină, dar de 4 săptămâni copilul meu nu are nicio criză. I-am făcut inițiere. Inițiere Reiki. De ce? Făcând o inițiere Reiki, am dat acces la lumină. Inițierea Reiki folosește, eu folosesc și ca Seiki la nivelul chakrei inimii și automat îi crește protecția. Plus că îi dă ghizii de lumină care automat îl protejează. Deci inițierea Reiki crește protecția de inimii. Da? Cam asta. Deci, asta poate fi vindecat. Mai departe, zi. Nu apare datorită lipsei de afecțiune. Lipsa de afecțiune este o formă de plată karmică. Deci, în general, cei care au astfel, clar au o problemă legată de iubire. Lipsa de afecțiune nu este cauza bolii. Dacă nu ai afecțiune, înseamnă că ai venit cu o problemă legată de afecțiune. Adică, mai exact. Lipsa de afecțiune, să zicem, din cauza unor părinți la un copil. Da? Părinții sunt manifestarea oglinzii copilului. Deci copilul a greșit față de iubire în altă viață. Și atunci părinții nu pot să-și manifeste iubirea relativ la copilul respectiv. Deci el deja are programul de astfel în el, care se manifestă și prin faptul că părinții nu pot să-și manifeste afecțiunea relativ la copil. Da? E evident că, din punctul de vedere al psihologiei, care nu vede decât viața asta, da, astfel nu este cauzat de lipsa de afecțiune. Dar spiritul respectiv n-a avut drept divin, pentru că există chiar un drept divin la iubire. Indiferent că este vorba de iubirea părinților sau iubirea unei femei sau unui bărbat față de tine. Mai departe. Astfel nu este ereditar. Astfel este o boală. Ba da. Este și ereditar, dar poate să fie și dobândit. Pentru că
scăderea protecției la nivelul inimii poate să producă crize de astfel. Există crize de astfel care pot să fie chiar create, sau atacuri de panică, chiar create prin intermediul magiei. Da? Este ereditat prin faptul că ai programul care, și ai norul ăsta care te așteaptă acolo. Da. Și că ai, cum să spun eu, acel program care te conectează. Se poate spune că astfel e ereditat. Dar nu e genetic. Nu e genetic. E ereditat. Da. Azi, sigur apare din cauza problemelor rezolvate din altă viață. Pentru că, dacă ăsta ar vine pe chakra inimii, este pentru că tu nu poți emite pe chakra inimii. Deci tu nu poți să te deschizi, nu poți să-ți deschizi inima, nu poți să-ți deschizi inima pentru că ești incapabil să dai iubire. Ești incapabil să dai iubire pentru că ai greșit față de iubire altădată. Deci, clar, asta înseamnă probleme legate de iubire. Clar. Să fie foarte clar pentru toată lumea. Zi. Tocmai am zis. Simbolul Reiki, terapia Reiki, tratamentele Reiki, autotratamentul, inițierile, curățările cu bețișoare, meditația în mișcare. Reiki. Hai să punem și aici. Meditația în mișcare. De ce? Păi, ce faci la meditația în mișcare? Nu e lumină și ți înconjuri tot corpul și energia negativă din câmpul și o arunci? E automat. Se deblochează. Bun. Am vrut să dau treaba asta vis-a-vis de astfel, ca să înțeleagă oamenii. Și mai ales e foarte greu să ai un copil care are problemă de astfel. E greu să-l vezi că se sufocă în chibiți. E greu să-l vezi că se face vână. E greu să alegi pe el noaptea la salvare. Ca să-l faci să știe că se poate face ceva. Să știți că se poate face ceva. Sunt unii care sunt ultra-ortodoxi. Da? Deci nu vor rechi, nu vor. Deci că se poate face altceva, ceva și prin ortodoxie. Postul mamei. Rugăciunea mamei și a tatălui, rugăciunea preoților, liturghiile, masurile, toate astea pot să ajute copilul respectiv. Pomenile. Am uitat să zic de pomeni. De ce? Pomenile, liturghiile. De ce? E foarte simplu. Ce fac liturghiile când dai liturghie? Omul ăsta primește lumină. Lumina asta ne crește protecția divină. Bun. Ce fac pomenile? În momentul în care dai de pomană, energia asta negativă care se duce pe tine, se duce la oamenii respectiv. Nu le faci nimic, pentru că este problema ta. Deci lor nu le cauzează cu nimic. Tu nu crede ceva că energia negativă se duce la care. Nu. Dar ai ajuns pe omul respectiv. Da? Deci toate astea, deși prin ortodoxie pură, se poate face terapie pe asp pentru cei care sunt ortodoxi. Și cum am zis, îmi pare rău, în adevăr, e greu să ai un copil care să fie bolnav de asp, să vezi că se sufocă și să face vână și că nu mai are aer. Să puși cu el în brațe la urgență, să nu ai vertim nimeni să ți-l vadă. Și de asta să știți că există o soluție pentru copii și pentru cei pe care îi iubiți. Vă mulțumesc, o seară bună!